rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Ne aflăm așadar pe teren medical. Aceasta ar fi, în termen de specialitate, o radiografie computerizată sui generis. Deci, delimitându-ne, ne-am oprit la unul din multiplele posibile exemple din medicina și din spațiul românesc în general, exemplu de om pentru oameni. De peste 25 de ani, de când lucrează în clinica de neurochirurgie condusă de reputatul profesor dr. Constantin Arseni și din 1981, de când conduce el însuși secția de chirurgie vasculară din Spitalul Clinic dr. Gheorghe Marinescu din București, acest om primește și preia cu un zâmbet blând, dătător de încredere și speranțe, soluționarea unor probleme ale existenței umane, probleme grave, alarmante, care de multe ori ajung până la hotarele neființei. Dragi prieteni, bună dimineața! Creierul îți cere un crez. De aceea, superstiții nu am, am numai credință. Este mărturisirea tulburătoare a unui mare savant al acestui veac. Un neurochirurg care mai bine de 50 de ani operează la București, încercând să țină întreagă, folositoare și inspirată mintea umană. Domnule academician Leon Dănăilă, bine ați venit! Bună dimineața! Bine mă bucur că sunteți cu noi! Bună dimineața! Da. Aveam de mult această intenție să iau cu dumneavoastră micul dejun. Practic este o dorință împlinită. Propunerea mea e foarte îndrăzneață pentru această dimineață, pentru că dacă pe mâna dumneavoastră s-au deci lăsat... pentru mine mai neobișnuit, doar cu totul neobișnuit. Cred... N-am mai avut situații de astea așa. Sunt da. Sigură că v-am scos din ritmul dumneavoastră, da, da, se da, vor da. Lămuri cei care ne urmăresc de ce am spus asta. Iar propunerea mea e îndrăzneață. Bună dimineața, bine v-am găsit. Bine ați venit, cu ce pot să vă servesc în dimineața Mie, aceasta? Mie, ca de obicei, un fresh de portocale și un croissant. Da. Și domnului academician, nu știu ce-și va dori, faceți-i propuneri tentante. Tot puțin suc, așa, natural. Un suc natural, de portocale sau un mix dorit? De portocale. De portocale. Da, eu vreau și o cafea. Și o cafea? Și o cafea, da. Un espresso scurt, lung? Un cappuccino. Un cappuccino. Cappuccino și eu. Mulțumesc. Un cappuccino. Eu de obicei, totdeauna cappuccino prefer, okay. Da. Altceva? Atât? Activitatea noastră chirurgicală nu îți permite să intri în operații cu burta plină și, da, trebuie să ai capul impedit. Eu am crezut că e legendă. Înainte să vă chem, practic o săptămână am stat nu numai pe site-urile medicale cu prestigiu și în enciclopedii, ci și pe forumurile pacienților dumneavoastră. Sunt 40.000 de pacienți care da, v-au trecut prin mână și cei vindecați, mare parte dintre ei, vorbesc cu evlavie și pentru ei sunteți o legendă vie. De acolo am aflat că mâncați o dată pe zi. E adevărat? Masa de la amiază este baza. Seara, dacă mai iau un fruct, atât. Nu e bine să te culci iarăși cu burta plină, că ai vise urâte. Nu e bine. Eu știu așa, tot de la pacienți și de la colegii dumneavoastră, că la ora 3:30 vă treziți, indiferent că e luni, sâmbătă sau duminică. Indiferent, sigur. Și până la 5:40 citiți, ca să puteți fi la vizita de dimineață, care e pe la 6:30. Da, 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 6:30. Pentru mine a devenit o obișnuință, o obișnuință foarte plăcută acum, fiindcă dimineața capul e mai limpede, judeci altfel lucrurile, am probleme care în timpul zilei... Uneori nu le pot rezolva, arunc cărțele, arunc tot, zic, nu mai intre, nu mai pot, nu mai pot să fac nimic. E, mă liniștesc, când mă scol eu dimineața, încep să vină ideile și noaptea, mă mai gândesc și noaptea, și eu le rezolv foarte bine. Mi-ați spus că uneori dimineața vă aduceți în minte gândul de seară, pentru că noaptea vă gândiți dacă aveți o operație în acea zi sau mai multe, cum veți face, cum veți deschide un alt creier, ca să-l faceți bine. Am făcut aceleași tipuri de operații, dar fiecare operație diferă în fond. Da. Dar de fiecare dată
Eu seara, când mă culc și noaptea, când mă trezesc, mă gândesc și repet în mintea mea, exact de la început până la sfârșit, tot ce trebuie să fac, tot ce trebuie, cum trebuie să procedez ca să iasă pacientul bine. În fond, nu e totul să operez, totul e să realizez o calitate a vieții pacientului foarte bună. Cele 20 de minute obligatorii de spălat al mâinilor, care preced orice act operator, sunt numai o parte componentă aparent mecanică a programului chirurgical. Este momentul detașării de problemele din exterior și de instalare a calmului, echilibrului, concentrării. Ca într-o misiune spațială, acestea sunt minutele dinaintea desprinderii de sol a unei nave cosmice. Intrarea în universul acestui miracol de circa 1300 de grame de materie, care este creierul omenesc, rămas pentru noi cu atâtea enigme încă, obligă la un program de zbor strict respectat și riguros exersat. Gesturile trebuie să aibă siguranță până la automatism, dar și gând și suflet. Cât gând, cât suflet. Când de la televiziune a venit câte cineva ca să vadă cum operez în sala de operație, îi rog foarte mult. Nu este suficient să vezi sau să filmezi un medic cum operează. Trebuie să veniți la a doua zi să vedeți și rezultatul. Eu nu știu de la început, dar sunt sigur că e bun, fiindcă în mintea mea am foarte clar planul a tot ce trebuie făcut. Până în momentul magic când pacientul dumneavoastră deschide ochii și vorbește, așa e? Acela, de fapt, e răsăritul soarelui, mi-am dat seama. Mi-am propus așa, domnule academician, să nu consum 10 minute prețioase din conversația noastră, descrind monoton un palmares atât de lung și de captivant, de impresionant, am să spun doar atât. Că aveți peste 50 de ani de carieră, 40 de tomuri de neurochirurgie, 389 de articole în România și în străinătate. 400 acum. Sunt 400, da, nu? Am rămas un pic în urmă. Da, mă gândeam. Și mai mult decât atât, vreau neapărat cei care ne urmăresc în această dimineață, sigur vor căuta, fie și pe populara Wikipedia, să vadă ceea ce ați făcut până la această vârstă. Sunt 40.000 de pacienți care au fost beneficiați. Când merg pe stradă, când merg în autobuz, mă duc cu metrou, circul dimineața sau la amiază când mă întorc, foarte mult. Nu există niciodată să nu mă oprească câteva persoane să mulțumească că mi-ați operat cu tare rudul, mi-ați operat soția, copilul sau cu... Dar mă opresc să-mi povestească și am răbdare să-i ascult, fiindcă dorința lor e atât de mare, ce e mai scump decât viața în lumea asta. Și când reușești să redai viața unui om, să-l faci integru pentru muncă, e mare lucru. De această dată, dumneavoastră veți fi cel care se lasă pe mâna mea, adică unui moderator televiziune, și vreau să începem cu... Mulțumesc! Cu darabaniu dumneavoastră de baștină. Pentru mine sunteți un fel de împărat care a mers pe jos până la capătul lumii. De ce spun asta? Pentru că am văzut așa că ați plecat nu numai din darabaniu ăsta cel mai nordic al României, dar ați plecat dintr-o familie modestă. Foarte modestă. Cu o mamă despre care spuneți că avea mai multă evlavie decât școală, tatăl aproape că nu știa carte, și cu toate astea au avut 3 fii, un matematician, un inginer, fiecare și-a ales și profesie și foarte diferite. E foarte curios că eu am fost primul care am dat la facultate și am spus că vreau să urmez medicina. Dar nu s-a luat nimeni după mine. Deci ceilalți au adoptat ramura asta în matematică. Mă scuzați că v-am întrerupt. Niciun fel de problemă, că de fapt asta și vreau să mă întrerupeți. Iar eu, din când în când, să aduc câte o noutate în plus, în așa fel încât să se înțeleagă ce drum fantastic și de necrezut a fost parcurs de dumneavoastră, pentru că în această casă modestă din Moldova nu exista nicio carte când dumneavoastră aveați 10 ani. Și la un moment dat spuneți că ați găsit câteva file dintr-un tratat de, probabil, de chirurgie. De chirurgie, da, cam așa el, da. Pe care le-ați cusut și le-ați adus acasă și le-ați citit de foarte multe ori.
Mi-a plăcut foarte mult. De acolo m-am îndrăgostit și chiar am criticat la vremea respectivă că nu cunoșteam eu prea bine chirurgia sau deloc nu cunoșteam la vremea respectivă, că uite, nu e descris atât de clar ca să înțeleg și eu, fiindcă sigur, acolo nu erau toate amănuntele expuse, dar ce înseamnă un fapt foarte divers, foarte divers. Te găsești într-o grămadă de gunoi niște hârtii. Nu, eu nu cred că a fost un fapt divers. Da. Eu cred că pentru toți cei care au o credință atât de puternică cum aveți dumneavoastră, drumul e presărat cu semne și acesta a fost un semn care v-a spus aceasta e calea. Eu așa văd lucrurile. Probabil că da, există un destin, o stea a fiecăruia care e dirijată și are un moment crucial, determinant pentru începerea carierei respective. Eu am făcut și facultatea de psihologie. O să spunem imediat. Și în psihologie se spune că dacă urmezi o singură cale, este foarte periculos. Că dacă deviezi sau nu reușești în calea respectivă, rămâi un om ratat. Dacă ai două sau trei căi de rezolvare, E mai bine, că nu reușești într-o parte, te duce partea cealaltă. Eu am preferat calea unică. Asta mi-a plăcut, asta am făcut, asta am citit în liceu. N-am fost bun matematician, luam note mici la matematică, nu-mi plăcea, o înțelegeam foarte bine, dar nu vroiam că s-o consider ca pe ceva benefic pentru om. Eu consideram că dacă îl faci sănătos pe cineva, este cel mai mare lucru de pe lumea asta. În acest domeniu, în liceu, am citit toată biblioteca, tot ce era în legătură cu activitatea medicală. Știința, experiența, curajul, îndrăzneala soluțiilor își spun cuvântul. Pentru ca reușitele neurochirurgului Dănăilă să se producă, a fost nevoie de zeci de ani de muncă continuă, fără cruțare, învățând, cercetând, verificând, operând și iar citind, luând mereu în studiu, cu neobosită răbdare și stăruință, orice nou caz și orice modalitate nouă de lucru. Zilnic, împreună cu echipa sa, cu armele unei exigențe și dexterități superioare, readuce câtva seme de-ai noștri în granițele ființei ale vieții normale. Știu tot de la colegii dumneavoastră, care sunt acum niște seniori și dânsii, dar își aduc aminte de examenul dumneavoastră de la bacteriologie din timpul facultății, când ați avut o viroză puternică da, și da, n-ați da. Putut învăța, dar pentru că citiseți deja Pasteur și o mulțime de alte tratate, ați obținut nota 9 da, pur și simplu din ceea ce fără știați. Fără să citesc, da. M-am dus cu ce știam eu din liceu. Nu citeam fiecare carte numai așa am pasat. Luam și notițe, avem caiete cu notițe, le repetam ca să le înțeleg eu, mintea mea să înțeleagă cum a făcut Pasteur, cum a procedat de a descoperit el flora microbiană. Păi și... am să spun legenda mai departe pentru că mă ajutați. Da. Aceste caiete de notițe, care sunt multe, cu scrisul dumneavoastră frumos de mână, sunt încă la Darabani, în cele 4 încăperi în care v-ați născut și în care se află o impresionantă pinacotecă. Vreau să o spun pentru toată lumea, pentru că sunteți ca un doctor fără arginți, n-ați luat niciodată bani de la pacienți, iar cei care au insistat să vă ofere un dar, au adus fie un tablou, fie ceva pentru clinica pe care ați făcut-o de la zero, am să spun imediat despre asta, și atunci, în această clipă în care vorbim, cei care vor să refacă traseul fabulos pe care academicianul de astăzi, Leon Dănăilă, l-a parcurs, n-au decât să se ducă în nordul țării, undeva între Liveniul lui Enescu și Miorcaniul lui Ion Pilat. Și ce mai acolo? Cred că e și un sfânt, e Iacob Hozevitu, greșesc? Da, Hozevitu. Vai, păi e un topos magic acolo în care Leon Dănăilă s-a simțit fost, ca peștele în apă. Vizitat, sigur. I-au făcut o casă, nu-i casa originală unde a stat el, era și el, dintr-o familie foarte săracă,
dar tot singur a plecat în lume, a plecat la Mănăstirea Neamțului. Nu sunteți străini de această părere a pacienților dumneavoastră care spun că următorul sfânt al locului dumneavoastră veți fi. Iar eu cred în asta, pentru că am și... N-am auzit. N-ați auzit. N-am Să știți auzit. Că am și o surpriză. Deși ne vedem acum ochi în ochi prima dată și avem prima conversație reală, eu vă cunosc din 1979, când aveam 9 ani și am venit la Spitalul Gheorghe Marinescu cu o pacientă tot de 9 ani, prietena mea cea mai bună, și o să spun foarte pe scurt. Într-o curte mică din cartierul Cotroceni, două fetițe se jucau. La un moment dat, prietena mea cea mai bună, care a fost pacienta dumneavoastră, a intrat în colaps și pur și simplu nu s-a mai mișcat. Eram generația cu cheia de gât și nu eram acasă decât cu o bunică care plecase să cumpere căpșuni de la piața Cotroceni. Și atunci eu am ieșit pe străduță, am început să strig să vină cineva pentru că prietena mea nu se mișcă. Un tânăr bărbat care repara o mașină în stradă a venit, ne-a luat cu mașina aceea și nu știu, am mers prin mai multe spitale, am ajuns la dumneavoastră și ați deschis creierul acestei paciente, căreia nu i se mai dădea nicio șansă, a doua zi dimineața la ora 7 și după câteva zile, când ea a vorbit, a clipit, s-a comportat ca un copil normal și era adusă de la reanimare, eu am plâns că vreau să o țin de mână și să o ascult, să fiu cu ea. Da, știți da, ce da. Ați făcut? Să spun pentru toată lumea, e pentru mine extrem de emoționant. M-ați luat ușor și m-ați pus lângă ea în pat, spre mirarea tuturor asistentelor, această pacientă, asupra căreia voi păstra discreția din dorința ei, este acum la Montreal, are 2 copii și mi-a spus așa, de 30 de ani mă rog pentru sănătatea profesorului de Năilă. Îi mulțumesc că îi transmiteți la același lucru, sănătate și spun. Pentru toată familia Am ei. Spun. Nu mai bine. Duc povestea dumneavoastră mai departe. Da. Și ajungem în anii 60 ai României, când după Facultatea de Medicină de la Iași și după rezidențiat, pe care l-ați făcut într-un centru minier la Comănești, să se știe. După terminarea facultății, erai obligat să faci 3 ani la țară. Da. Și din ăștia 3 ani, un an de zile puteai să faci la un spital, dar primeai salariu mai mic, 700 de lei. Am ales eu, ca să văd mai mult, nu mă interesa bani nici atunci, am ales spitalul din Comănești. Și am stat la spitalul din Comănești un an de zile și persoanele de acolo au văzut că mie îmi place medicina, toate specialitățile, am trecut așa pe la toate specialitățile. A venit vara când a trebuit să plece în concediu, m-au lăsat pe mine în locul lor. M-au lăsat la interne, m-au lăsat la chirurgie. Cel mai greu mi-a venit, doamnă, la pediatrie. La pediatrie. De ce? Simțeați că nu vă descurcați cu copiii? Da, simțea că nu mă descurc cu copiii. Trebuie să știi cum îi hrănești, cum îi tratezi, dozele care diferă de la adult. E o diferență foarte mare, să știți. Dar m-am descurcat și cu pediatria foarte bine, așa că datorită acestui fapt, m-au mai oprit încă un an de zile din aia 3, tot la spital la Comănești, deci 2 ani de zile, dar ultimul l-am făcut totuși la țară, lângă Comănești, la Dărmănești. În anii 60 ai României erați student la zi, paralel cu cariera dumneavoastră deja de specialist neurochirurg. Cu ce v-a ajutat această nouă specializare psihologia? Am gândit că dacă operezi pe creier, nu e totul să știi harta creierului, să o cunoști foarte bine. Fac o paranteză, acum am scris 3 volume în limba engleză de anatomie și fiziologia, cred că nu există în toată lumea. Știu asta. Și toată lumea spune că e opera vieții. O așteptăm. Da. Am făcut această specialitate ca să-mi dau seama și despre activitatea psihică a zonei în care eu operez. Ca să ai cunoștință în general. Nimeni n-a mai făcut așa ceva, dar e de mare ajutor pentru un neurolog sau un neurochirurg să facă și facultatea de psihologie. Psihologia, ca să cunoști toate procesele psihice, atenție, memorie, judecată, raționament, în sfârșit, toate, trebuie să faci legătură cu baza materială, de unde provin ele. Și atunci devii un om foarte complex și complet. Înseamnă că cunoști și zonele unde se stochează memoria
și atenția și judecata și raționamentul și comportamentul social și antisocial și criminal și în sfârșit toate comportamentele. De la dumneavoastră am aflat, domnule profesor, că de fapt cortexul nostru, ați spus, e cea mai frumoasă catedrală și că e atât de complex încât nu poate fi depășit de niciun computer. Pentru a readuce la starea de echilibru și funcționare centrul nostru de comandă de reglat, neurochirurgul Leon Dănăilă intră aproape zilnic într-un mecanism complex care echivalează cu un calculator compus din peste 1 milion de calculatoare. Da, ați auzit bine, peste 1 milion de calculatoare. Se spune că dacă am apela la cele mai mici microprocesoare și cu ele am construi un creier, ar rezulta un edificiu mai mare decât piramida lui Cheops și tot nu ar fi realizate toate conexiunile. Pentru că un creier conține peste un quadrilion de legături și nu sunt încă toate descoperite. Iar pentru a ști ce se petrece într-un creier, ar trebui să-i conectăm 100.000 de electrozi. Deci, de 2, 3 și de 4 ori pe zi, blândul restaurator al lumii viselor, speranțelor, amintirilor, gândurilor noastre, ca și al unor centri vitali ai ființei omenești, pătrunde cu finețe și siguranță în acest univers delicat și fabulos, care este calculatorul nostru central. Am aflat de la dumneavoastră că există un centru al vorbirii expresive, că există zone care răspund de fiecare dar pe care noi îl considerăm cuvenit în tot ce facem. Acum 2 luni de zile a venit o bolnavă de la Botoșani cu o malformație vasculară arteriovenoasă localizată în stânga, în centrul vorbirii. Eu am ezitat să o operez, că zic, să nu o las cu tulburări de vorbirii, mai ales că lucra și în poliție. Am trimis-o la radioterapie să face gamma knife radioterapie. Au refuzat că a zis că e cam mare și nu și că e prea în stânga și suferesc. Am trimis-o la cineva să-i facă embolizare, să obstrueze vasele de sânge, circulația din malformația respectivă. Au refuzat și respectivii specialiști în domeniul neurochirurgiei intervenționale. Și până la urmă a venit la mine. Când a venit, eu m-am dus dimineața la vizită și știam rezultatul, că au refuzat-o toți. Zic, ce fac cu această bolnavă? Este prea tânără și dacă o las așa face hemoragii, vasele de sânge anormale. Nu știu. A zis, o deschid. Am operat-o. Și e foarte bine acum și asta acum, recent, acum 2 luni de zile, nu dată foarte, când celelalte specialități sunt foarte dezvoltate. Și atunci cum să nu spună și colegii dumneavoastră și pacienții că sunteți un zeu? Pentru că zicala e așa, un bun neurochirurg trebuie să aibă mâini de femeie, ochi de vultur, inimă de leu. Și inimă de leu. Dumneavoastră aveți numele de leu, temperamentul de leu și mâinile de Dumnezeu, așa zic pacienții. Mă duc mai departe. Pentru prima dată, da. Frumos, da, rimează frumos. Da, am vorbit cu foarte multă lume. Sunteți foarte bine documentată, da. Sunt niște date care nici eu nu le știu, da, despre mine. E foarte greu la un moment dat să-ți mai dai seama de unde ai plecat și unde ai ajuns, drumul pe care l-ai parcurs și etapele prin care ai trecut, și bune și rele, fiindcă nu există un drum foarte lin pentru nimeni, așa e. Și toți oamenii încercați sunt de fapt campionii pe care eu îi chem aici, pentru că dacă au reușit să treacă de încercări, înseamnă că merită să îi vedem și să aflăm cum au făcut să reușească. Știți că în mintea mea, aceea a copilului de 9 ani, da, academicianul de astăzi, Leon Dănăilă, este aproape la fel. Doar părul vă e puțin schimbat. Mi-aduc aminte micul cabinet al dumneavoastră. Da, erau da. Niște pantofi sub masă. Am aflat că așa-i țineți și acum. Așa-i țin și acum, așa. Exact. Da, da. Mulajul unui creier era undeva în bibliotecă. Este și acum, da. Și, da, când, și, acum. Și eu, în toată adolescența, am povestit această întâlnire, deși noi doi nu ne-am vorbit atunci, eram atât de mică, dar mă întrebau cunoscuții mei,
cum era acest mare medic și eu am spus, era timid, pentru că nu știam să explic de fapt aura dumneavoastră de modestie și de onestitate, de simplitate și spuneam doar atât. Era timid, era o traducere inexactă a faptului că erați și sunteți atât de apropiat de pacienți. În vremea lui Ceaușescu, nu numai că ați avut în sfârșit o bursă de cercetare cu învoirea cabinetului 2. Elena Ceaușescu... Hai de mine, cu câtă greutate, am obținut la vremea respectiv să plec în America, la o specialitate, da, acolo, datorită acestei burse fulgure pe care am obținut-o la New York. A fost o bursă de un an, da. De acolo au venit și vin încă rezonanțe și recomandări excepționale pentru ceea ce ați făcut, refuzând prompt ceea ce nimeni nu făcea într-o bursă, un estic a dumneavoastră. Ați avut curajul să spuneți, nu vreau să fac chirurgie experimentală, nu vreau să lucrez ce curaj, pe șobolani. Eu acum mă gândesc, ce curaj am putut să te duci în America și să contrazici pe ăla acolo. Să știți, profesorul Frem, pentru americani, că ei sunt foarte corecți, foarte cinstiți. Și așa au fost, pentru că profesorul Flem, atunci era și eu directorul... să-i contrazic, eu am spus, doamne, eu când mă duc în țară, oamenii așteaptă să-i operez, nu așteaptă să fac la pisică, cum ridică coada sau o labă sau, nu știu, date experimentale. Eu vreau să învăț neurochirurgie, asta vreau. Profesorul Flem de atunci, care era directorul de cercetare, a spus că nu a văzut atâta determinare pentru un bursier. Toți v-au primit în cele din urmă cu inima deschisă. Ați venit aici ca tânăr specialist în țara care v-a trimis, spunând microscopul operator, este pianul meu, așa da, a spus. Așa e, și da, de atunci ați adus în România microscopul operator, cu care lucrați și astăzi, și ceva mai târziu, în 84, laserul. Da. Aveți un tratat de neurochirurgie, laser, care e clasat al doilea în lume. Dintre noi continuă să trăiască aproape neștiut acest doctor, acest om tăcut și modest, cu un țel căruia doar cei ce i-au cunoscut înălțimea și dificultățile îi înțeleg amplitudinea. În sarcina sa intră rezolvarea unor boli care afectează funcții vitale ale organismului nostru. Numeroase deficite care conduc la pierderea temporară a auzului, văzului, vorbirii, mersului. Peste 7.000 de cazuri, care ar însuma aproape 10 ani petrecuți numai în sala de operații, cu un program de 2 intervenții pe zi. Și între o luptă și alta, un moment de răgaz. Uneori, numai de 5 minute. Să găsești într-o enciclopedie a celor 500 de somități medicale ale secolului pe românul Leon Dănăilă lângă Einstein e o mare bucurie pentru oricine. În primul rând trebuie să iubești oamenii ca să faci totul pentru ei. Ce-am găsit eu, pentru că mi-ați lăudat documentarea și aș vrea să știe toți românii. Comunicare din 2005, Cape Town, San Diego 2009. Mai departe, America 2011. Da. Cercetătorii din lume spun, deja miroase a premiu Nobel, poate că nu o să-l ia fiindcă e român, dar adevărul răspicat este acesta, că în 2005 ați omologat alături de neurobiologul Viorel Păiș o nouă celulă în creier, așa zisa celulă sfoară, care face ce? De fapt, protejează, explicați dumneavoastră. Protejează, de fapt, creierul împotriva diferitelor procese patologice. În primul rând, are o acțiune foarte importantă împotriva pătrunderii hematiilor sau a sângelui în substanța cerebrală, care prin degradare dau produși foarte toxici asupra activității și asupra celulelor nervoase. Îi împiedică practic activitatea. Eu am comparat-o cu cordea de aer pentru muște. Așa arată pe niște poze, cum toate hematiile sunt prinse de... Deci nu lasă nicio hematie să treacă la această bare. Pe urmă, tumori cerebrale, cât poate ea să le delimiteze, le împiedică să nu se dezvolte prea mult
în creier. Prin artere, sângele având presiune mai mare, mai scapă hematii prin endarteră medie, care este compusă din țesut muscular, și periarteră, care este dintr-un țesut conjunctiv. Și totuși, prin aceste trei pături, uneori mai scapă câte o celulă. Iar cordocitul ăsta împiedică tot... Și încă mai sunt multe de făcut. Da. Domnule academician, dar Descartes zice așa în lecturile mele, că sufletul stă în epifiză, în glanda pineală. Dumneavoastră mi-ați spus la telefon așa, creierul e plin de suflet. Am rămas cu această convingere a dumneavoastră și cred în ea. Și vă rog să-mi explicați în ce fel această construcție uluitoare, care e creierul uman și despre care dumneavoastră spuneți că știm abia pe sfert 25% din tot ce el stochează și ar putea să facă. Noi cunoaștem cam 50% din activitatea creierului, iar din cei 50% care îi cunoaștem, 25% sunt date eronate. Așa că cam 25%, cum a spus dumneavoastră, cam atât cunoaștem noi la ora actuală. Este cea mai complexă materie din univers, acest creier. Niciodată cred că nu se poate fi realizat un simulator al creierului așa cum sunt calculatoarele, că prezintă o complexitate atât de mare, o celulă care are câțiva microni, are până la 10.000 sau chiar până mai rar, până la 20.000 de conexiuni. E posibil, vă dați seama... E de neimaginat, într-adevăr. Da, este inimaginabil și în univers nu există altă materie mai complexă decât acest creier. Așa se explică și activitatea noastră și puterea noastră de a ne gândi, de a rezolva diferite probleme, de a descoperi ceea ce Dumnezeu a dat, că Dumnezeu a dat. Dumnezeu a făcut lumea, Dumnezeu a făcut pământul, Dumnezeu a făcut pe om, dar i-a dat o minte. Și mintea i-a dat-o ca să descoperă ce a făcut. Nu îi pune totul la dispoziție. Aveți 18 brevete de inventator, vreo 10 de inovator. Toate sunt pe discipline medicale. Și dați-mi voie să adaug aici și acele celule responsabile de deteriorările din boala Alzheimer, despre care ați scris și ați comunicat în România și în străinătate. Iar omologii dumneavoastră din Marea Britanie, din Franța, spun că ultimul premiu Nobel în medicină a fost luat tocmai pe această contribuție pe care dumneavoastră ați comunicat-o cu un an, doi înainte ca ea să fie omologată de acest prestigios trofeu. Eu am studiat boala de Alzheimer și deteriorarea aceasta, mi-aduc aminte, a venit un profesor de matematică, avea 48 de ani, îi spunea, domnule, ies la tablă să scriu o formulă la elevi. Da. Și uit, nu știu. A venit la mine, i-am făcut toate analizele, n-avea tumoră, n-avea nimic, dar avea o maladie Alzheimer. Maladia asta, Alzheimer, împiedică să transmită cunoștința de la un neuron la altul prin intermediul unui filament. Și acel filament se depune o proteină în el. Împiedică să aibă conexiuni cu toate celulele din jur. Această prionică deteriorată, nu e o proteină? Da, prionică. O proteină deteriorată. Și această proteină, eu am scris, deci, cum v-am spus, prima carte de Alzheimer, l-am făcut, dar bazată pe biopsii cerebrale de la bolnavii respectiv, ca să le pot pune diagnosticul, că așa, că la vremea respectivă se putea pune un diagnostic precis de maladie Alzheimer. Acum mai există și alte metode, da. Dar mă duceam cu sacoșica vara, erau niște călduri infernale sau iarna, niște zăpezi, și era singurul microscop electronic la Institutul de Cercetări Agricole de la Băneasa. Mă duceam acolo pentru un fragmentel de deal, îl dădeam, îl analizam. Ați văzut multe minți și multe creiere și le-ați vindecat. Vreau să trecem puțin de tot în anecdotică cu voia dumneavoastră. Într-o noapte, mai exact din anii 80 ai României, securitatea a năvălit în apartamentul dumneavoastră și v-a spus, doctore, acesta este pașaportul, mergem în Alger. Ați avut umor atunci că mi-ați spus, da. De fapt, ce voiau? Pregătiseră un pașaport, mi-ați spus, în care era nu numai fotografia dumneavoastră, ci și semnătura dumneavoastră. Și asta m-a, da,
Că eu n-aveam la vremea respectivă. Cine avea pașaport să plece în străinătate? Vecinii dumneavoastră două săptămâni au spus cu guroază l-au ridicat. M-au arestat. De fapt, Ceaușescu ce voia? Să-l operați pe prietenul lui, Boumedienne, președintele de atunci al Algeriei. Da. Mâinile dumneavoastră, măiastre, au fost și pe calota craniană a acestui președinte, l-ați operat și pe premierul lui Kim Ir-sen, Kim Ir-sen, care a deschis ochii. Gândiți-vă, Kim Ir-sen și cu Ceaușescu erau mână în mână, erau prieteni. Și ăsta era primul ministru al lui Kim Ir-sen, prima persoană. Da. Și eu m-am dus foarte dezvolt, m-am operat împreună cu profesorul Arsenie și la spitalul Elias. Am spus, domnule, că să rămân eu de gardă. Zic, n-am cu ce să mă bărbăresc, n-am pastă de dinți, n-am... Ce aducem? Mi-a adus tot. Ce mai ai nevoie? Pijama? Mi-a adus de toate. Am stat acolo două săptămâni, tot. Dar au fost oameni foarte corecți, erau 10 din Coreea de Nord, care notau absolut tot la ce ori m-am culcat. Nu despre activitatea mea, dar mai ales despre ceea ce îi făceam bolnavului. A ieșit bine, dar eu acum îmi dau seama dacă nu ieșa bine. Nu vreau să mă gândesc la asta. Da. Nu vreau. Da. Asta a fost un alt semn al carierei dumneavoastră. Eu când am venit la neurochirurgie, venit de la țară, fără sprijin, fără nimic, m-au dus acolo la profesorul Arsenie și aveau un comportament care mie nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Eu nu m-am purtat niciodată cu colegii mei. Am spus că asemenea comportamente, eu nu știu. Țipa tot timpul, urla. El avea un dicton, spunea, ca să îi ții în mână pe subaltern, trebuie să-ți alegi subaltern din aia mediocri sau proști. Niciodată să scapi de aia bun. A făcut pentru neurochirurgie mult, nu pot să spun. A fost o persoană foarte importantă. Dar dați-mi voie să completez ceea ce modestia dumneavoastră nu va spune, că de fapt saltul numit în știința medicală Leon Dănăilă este acela de la operația și de a scoate o tumoră cu degetul, așa cum făcea Constantin Arseni în anii 80. Așa era metoda, da. Și aceea aproape coregrafică în care dumneavoastră operați astăzi și o faceți de câteva decenii și care a dus în fapt la o scădere a mortalității de la 50% în anii 80 ai României la 4% ca în America. Așa și acum, da. Deci pentru România eu zic că am făcut foarte mult pentru oameni, pentru tot. Așa scazi mortalitatea operatorului de la 50-60% la 4%, eu cred că e o realizare totuși așa, dar în sfârșit n-am cerut de la nimeni nimic. Domnule academician, dar mai este o față ascunsă despre care vreau să vorbim, pentru că merită să se știe despre ea. În 2005, cu un efort extraordinar, un efort de ingineresc, de manager, nu de medic, ați accesat fonduri ale Băncii Mondiale ca să faceți ceea ce este astăzi clinica Bagdazar Arseni. Nu Bagdazar Arseni. Am greșit. Eu am plecat de acolo. De-aia m-am mutat pe mine în secția aia. Toți mă întreabă și acum, domnule, de ce n-ai rămas în clădirea aia, că era specific pentru neurochirurgie și... Păi cum să fie specific când era cimentul crăpat și ieșau furnici din el? Nu, aia nouă, mă refer la aia cu 10 etaje. La mine era ca o cocină de porți, da. Știu asta de la pacient. A spus că, da, o să operez eu acolo când o să zboare bivolii deasupra clădirii. Dar eu a doua zi am început să operez. Eu auzisem de la surori că lor le... cam spunea despre ce gânduri are el. Mie nu mi-a spus niciodată și el îmi spunea, eram și eu mai tânăr și că era cu surorile, era așa mai... Și m-au ținut la curent de zile cu, vezi că te mută peste 3 zile, peste 4 zile, peste o săptămână, luni te mută, gata, s-a zis. Și așa a fost, luni m-am mutat. Domnule profesor, dar tot aceste asistente care dumneavoastră vă spuneau prompt ceea ce se vorbește, mi-au spus și mie un lucru, că deși profesorul Constantin Arseni s-a purtat, zic doamnele, ca un zbir cu toată lumea, în 1981 era deja bătrân, afectat de o retinopatie diabetică și că dumneavoastră îi țineați mâna să poată opera. Țineam, domnule, aici e carotida, aici e cutare. Da.
cu du-te dracolo, dacă ești tu deștept, vă operează tu. Și pleca. Și așa am reușit să salvez multă lume. El pleca, se făcea pe supărată și eu rămâneam acolo și salvam bolnavii. Mii de familii din România îi datorează, prin câte un membru al lor, bucuria fiecărei noi dimineți. Probabil aceste revederi îi dau și forța și curajul de a începe mereu o luptă în care vizează cu ambiție și tenacitate să egaleze natura, să readucă totul la normal. Știindu-i nivelul țelului și al rezultatelor, ne reprezentăm și exigența cu care își autoevaluează activitatea. De fapt, un aspru travaliu și rigoarea cu care își privește menirea, proiecție în perfecțiune, proprie doar marilor creatori. Privit din exterior, în afară de faptul că pare complet rupt de tot ce este în jur, doctorul Dănăilă pare că face un lucru foarte simplu. Este poate calitatea sa cea mai mare, maestria sa cea mai înaltă. Prezentând lumii un zâmbet candid de copil, merge pe culmile profesionalismului cu aerul cel mai firesc și dezinvolt. Dar această naturalețe și această dezinvoltură includ un lung șir de eforturi, căutări, neliniști. Secretul, spune tăcutul și discretul medic, este să nu te oprești, să lucrezi mereu, să cercetezi mereu, să te perfecționezi mereu, să iubești meseria și mai ales să iubești oamenii. Totul e să nu te grăbești, să lucrezi cu minuție și răbdare, iar rezultatele îți răsplătesc eforturile. De altfel, întrebat ce contează mai mult într-o activitate, răspunde scurt, rezultatele. Vreau să pun încă o cărămidă la acest edificiu de aer pe care l-am creat între noi. Tot pacienții mi-au spus că prin 1986, un anumit ministru al construcțiilor a fost pacientul dumneavoastră, a plecat pe picioarele lui, și după aia, în semn de recunoștință pentru că nu ați vrut să primiți nimic în dar, v-a făcut 16 camere în clinica în care lucrați, cu materiale de la Casa Poporului. Da, așa. Spuneți e. Povestea mai departe, vă rog. A fost extraordinar. A fost ministru Petre. Nu știam cum îl cheamă. Petre îl chema, era ministru la construcții, eu țin minte că dacă da, a fost, știu. Da. Și Ceaușescu a dat ordin ca pasajul la Unire să fie făcut într-un timp record, că a împiedicat toată circulația Bucureștiului, dacă pasajul ăla nu-l termina și nu era făcut din metrou, de acolo nu era gata la timpul respectiv. Și el, ca să fie sigur că va fi gata în termenul care i l-a dat, a stat și zi și noapte foarte corect. Omul a stat alături de constructori, de ăștia, i-a păzit, că dacă paza bună, știți asta, fără supraveghere nu se face nimic, să știți. Trebuie totdeauna să supravegheze pe cineva. Și a stat și zi și noapte, și stând acolo, și lui îi spunea Petre, dar colegii îi spuneau petrecere, că el îi plăcea puțin și să, da. Și a făcut o hemoragie cerebrală și l-am internat într-o rezervă. L-a dus acolo, fără toaletă, fără... Păi eu sunt ministru, domnule, ce mă pui în rezerva asta? Zic, domnule ministru, n-am, asta este cea mai bună. Atât e, da. Da, nu mă puteți ajuta cu asta? Zic, bine, da. A făcut cel mai mare bine pentru omenirea asta. Eu nu știu unde se află acum, dar îi mulțumesc din suflet în numele tuturor bolnavilor că domnul Petre, acest ministru, a făcut aceste 16 camere și a îmbunătățit cu materiale de la Casa Poporului aduse, veneau camioane cu fel de fel, 16. Bă, dați seama ce a făcut, mi-a renovat secția din cap până în picioare. A făcut cel mai mare bine pentru oameni. Îi mulțumesc. Nu știu dacă mai e sau dacă din familie e cineva, e bine să audă. Cred că se uită cineva dintre ai dânsului la noi, așa îmi place să cred, după cum s-au uitat și cei pe care i-ați vindecat și cărora le-ați dat o viață nouă, domnule profesor. Sunt foarte bucuroasă că ați fost cu noi în această dimineață, vă mulțumesc și vreau să-mi faceți o promisiune, așa cum niciun pacient
nu vă pune să faceți, dar eu am să forțez nota. Aș vrea să-mi promiteți că în clipa în care vă vom celebra la 100 de ani, ne vom întâlni din nou într-o emisiune de televiziune. Promiteți? Da, bine. Perfect așa. Bine. Și atunci vă rog să puneți mâinile dumneavoastră magice pe masă. Toată mea vrea să le vadă. Da. Așa. Și acum peste mâna mea, ca să pot să simt energia despre care vorbesc toți pacienții. A, mulți vorbesc. Eu am bioenergie și să pun mâna pe ei, mă roagă bolnave. Vă mulțumesc. Să simte, vă doresc o căldură, să simte, da, cum trece, da. Vă mulțumesc și în numele foarte multora care vă sunt recunoscători. Și nu uitați, la 100 de ani sunteți invitatul meu în exclusivitate. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc de suflet. Da, să Ileana! Cu totul special, mă gândesc acum că dacă aș fi avut șansa să-l cunosc pe domnul academician mai devreme, mama mea ar fi reușit. Suntem onorați pentru că ați acceptat invitația noastră, domnule profesor. Sper să vă fi simțit bine la noi. Acum, cum să cunosc adevărat, cum eu, pentru că v-am spus și studenții de la medicină de aici, la București, pe data de 7 m-au chemat. Așa mi-au spus, de la Târgu Mureș, de la Târgu Mureș, au umplut pe clădirea teatrului. O regizor de acolo a spus, dom'le, niciodată această clădire și pe tot, că intervale n-a fost atât de plină ca acum.